Biletul zilei la pariuri sportive pentru azi 4 iulie plus încă 11 bilete adunate de prin grupurile de pariuri sportive de la cei mai buni pariori amatori din România. Dragi prieteni, totul se întâmplă cu acordul acestora pentru că sperăm noi să venim cu o mână de ajutor pentru toți cei care într-o zi nu sunt inspirați sau pur și simplu vor să se inspire și de la alți pariori cu un meci, un pont, un bilet mai departe. Așa arată biletul zilei la Betano. Carolina Plișcova servește de la 7 și în sus, sau minim 7, bineînțeles. Peste 3,5 ași, Madison Case va servi împotriva Sonei uh, Cartal și Milos Raonic cu Denis Novak. Ambii să câștige câte un set. Se joacă 3 din 5 la Wimbledon. Așa arată biletul zilei. Pontul zilei este pronosticul de la Raonic cu Denis Novak peste 3,5 seturi. Continuăm cu bilet de la Ciprian Valentin. Cotă finală 49. Miza va aparține. Seria biletului o avem aici sus în stânga. 1,526 liniuță F7,9 M3 I. Așa arată primele partide. Încep de la orele 17-30 meciuri de prin toate sporturile combinații și bineînțeles meciuri de la noapte care pot face un bilet frumușel. alegeți ce vă place sau pur și simplu uh, pariați biletul întreg Simona Aldea 3 bilete pentru azi la Superbet primul bilet, seria o aveți aici al doilea bilet, tot de la ea seria, destul de clar zic eu că se vede și biletul de la Adrian Ilie pentru azi. Dăm un zoom să vedem predicțiile prima și prima dată. Primul meci începe la 17.30 și continuă cu partide până de dimineață la orele 3.30. Codul îl aveți aici în stânga, cel cu 994B la Superbet. Continuăm cu trei bilete de la Cris Laura, cea care a câștigat peste 8,5 miliarde de lei vechi. Cine este curios cum, cât și bineînțeles să vadă și poze cu biletele câștigătoare, poate viziona în secțiunea podcasturi un interviu cu doamna aceasta. Primul bilet, cotă foarte mare, tot de la ea și al doilea bilet, tot la Superbet, joacă cote extrem, extrem de mari cote, bilete finale cu cotă extrem de mare și bineînțeles că din când în când le mai bubuie. O să vă las și un link în comentariu eventual cu podcastul cu ea, cei care sunteți curioși. Încă un bilet de la Ciprian Valentin, acesta începe primul meci la ora 3, 1526 liniuță F79M0M, este seria biletului de la Ciprian, O cotă finală de 32. Miza vă aparține, v-am spus, ca de fiecare dată. Scoateți ceea ce nu vă inspire încredere, alegeți doar ceea ce vă place. Cotă finală 321 pe biletul plasat de Alessandro Matescu la Superbet. Seria o aveți în fața ochilor acum. 9946 mjjx 7 p și bineînțeles, încă un bilet tot de la el, cotă 278, Superbet și acesta 9955-3X6WT6. Așa arată biletul uh, său și încheiem cu biletul lui Gabriel Georgescu la Superbet. Meciuri începând de la 12, dar la ce cote are el pe bilet puteți să începeți și de la ora 6, că tot faceți un bilet cotă foarte foarte bună și mare în același timp. Acestea sunt pronosticurile, combinațiile pe care le preferă Georgescu Gabriel. Miza 3 lei, eventual câștigă 7000 de lei aproape. Seria biletului o aveți în stânga aici. Dragi prieteni, nu uitați pe comunitate găsiți de dimineață până seara biletele celorlalți pariori Imediat cum postează, repostez și eu. Totul se întâmplă cu acordul acestora, așa că până data viitoare nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea.